este cea mai ploioasă lună iunie din istoria măsurătorilor meteorologice. Rusaliile au fost salvate de ultima zi, cea de astăzi, când soarele s-a arătat de după norii negri. Clar, dacă s-a anunțat numai taifunuri, uragane pe aici, nu a venit lumea în așa mare. De exemplu, cum a fost acum 2 ani, nu poți să compari niciodată. Păi e prima zi de plasă, dar a treia de vacanță. Ziua de azi a luat prin surprindere pe toată lumea. Pe 21 iunie este solstițiul de vară, adică cea mai lungă zi din an. Să ne-a luat pe nepregătite, n-am știut chiar că o să putem să facem și plajă astăzi. Chiar dacă soarele a strălucit cu zgârcenie zilele trecute, cei mai hotărâți dintre turiști au știut cum să profite pentru un bronz autentic de vară. De sâmbătă, plimbându-ne pe firul apei, a fost briza, da? Ieri s-a putut face plajă, s-a putut face și baie și azi dimineață, astăzi a fost și mai bine. Au mai fost mici ploi care ne-au deranjat, însă a trecut. Ne bucurăm de plajă. Noi am avut un pachet special pentru mini-vacanța de Rusalii. A inclus 3 nopți de cazare cu demi-pensiune, mic dejun și prânz, acces la piscina interioară și terapii atât pentru doamne cât și pentru domni. Deci lipsă de activități oaspeții noștri nu au dus. La ce preț am dus? Pachetul a fost la 1220 de lei de persoană. Din păcate, meteorologii spun că și în următoarele zile vremea va fi instabilă.